Bună seara, bună seara, dragii mei! Este un moment important, este seara de ajun. Avem și noi o urare importantă, o poezie pentru toți cei de acasă, o poezie care să vă lămurească într-o măsură cu ce avem de a face în această emisiune minunată, cu această ocazie minunată, seara de ajun, dragii mei. Moș Crăciune! Moș Crăciune, Moș Crăciune, astăzi seară toate-s bune. Și Diana, și Roxana, și Cleante, chiar și Iana. N-avem chef de vreun scandal, că-și distinto sunt pe val. Și-am scris chiar și un acatist, că merit un mentalist. Ca să te aștept la anul, dă-mi și o Giulia Gianu. Noaptea te așteaptă țara, până atunci ne cântă tara. Iartă-mă de nu-i corect, dar am și un cabaret. Că-i frumoasă, vrei, nu vrei, o cunoști, Crina Matei. Și dacă ridici și postul, postul negru, nu al nostru, pizza show își are rostul, de mai are project vine, chiar că nu mă pot abține, și te rog așa discret, dă-i lui Gades un moment, live să fie, că-i pe bune, asta da emisiune. Așa că îl invit acum pe primul invitat din această seară, care cine poate fi, cine poate fi altul decât Moș Crăciun! Moș Crăciune, Moș Crăciune! Moș Crăciune, Moș Crăciune, de un an te așteptăm. Dragă, dragă moșii, hai perfectă dreptate, dragă moșii. Adevăratul Moș Crăciun, că așa e la mod acum. Așa. Adevăratul, adevărata, peste tot să vorbește numai cu adevărat și cu adevărată. Noi vorbim pe bune și vorbim pe bune cu adevăratul Moș Crăciun. Făcând o glumă, fetița mea de numai 6 ani m-a întrebat cum fac tati să recunosc pe adevăratul Moș Crăciun. Și eu i-am spus simplu, cred că știți ce. Trage-l de barbă, Ana, trage-l de barbă. Și atunci o să vedem noi care e adevărat și care nu. Și unii dintre ei au și barba lipită cu scuci, cu prinsă cu elastic. Când tragi de ea, sare în sus. E ceva groaznic. Dar moșul nostru este cel adevărat. Moș Crăciun e unul singur pe întreg pământul, dragii moșului. Dar chiar, moșule, cum faci față să duci atâtea cadouri? Ei, păi da, moșul are o sanie enormă. Da? Acolo încap foarte mulți saci, cu multe, multe cadouri. Drept dovadă și moșul n-a venit cu mâna goală în seara asta, da? Sigur, doar e noaptea de ajun. Așa. Și o să ia cadouri toți copilașii care au fost cu minți și chiar noi ăștia mai mari. Așa, da, da, da. Că și noi merităm, da, după meritați, un an de muncă, meritați, da? După un an de muncă, dragii moșuri, normal că da. Cadouri mult mai importante decât astea reprezentative care sunt mai micuțe pentru copii. Da, într-adevăr. Dar știi ce mă macină de când eram copil, moșule? Cum faci cu călătoriile astea în actuala era poluării? Printre avioanele alea cu reacție, printre migurile noastre care, mă rog, astea nu mai sunt ca arăpă în brazdă. În fine, cum te descurci cu această sanie minunată? Sania asta fermecată a moșului încă mai funcționează. Încă mai funcționează. Vin trasă de reni, știe cineva cine e cel mai important ren care merge întotdeauna în fruntea sanii? Publicul! Știe cineva? Wow! Dragii moșului, așa este. E cel mai năzdrăvan ren al moșului, dar e foarte, foarte isteț și știe să-l ducă pe moșul exact acolo unde trebuie să ajungă. Așadar, dragii mei, ați înțeles cum stau lucrurile, dar hai să evadăm puțin din această poveste de bazmă, această minunăție și să invităm în scenă taraful Cleante și pe Diana Matei. Thank you.
mă iubești. Lele, dragă, vezi cum e. Mulțumim, Diana, mulțumim, Tarafu Cleante. Te rog, Diana, ia un loc aici, vino la bună moșul. Seara, așa bună seara, bună seara. Așa. Vai, moșule. Aici în locul moșului, draga moșule. Bine te-am găsit. Moșul pe piciorul moșului. Ai acolo ceva și pentru mine, că eu nu pot să mă uit decât la sacul ăsta. Cum ai venit, Diana, imediat, gata, vrei ceva? E surpriză, oh, dragă moșul, moșoară. E surpriză, bine, bine. Bine. Ai acolo și pentru el o surpriză? Bineînțeles, da. Pregătit. Tu nu ești curios să afli surpriza? Eu? Eu să aflu o surpriză? Am avut în viața mea de surprize că nu mai vreau nicio surpriză. Vorbeam de cadourile moșului acum. Ei, și cu cadourile astea, nu știi cum e. Nu știi eu, moșule, niciodată. Eu sunt bucuroasă întotdeauna să primesc cadouri, așa că... Da. Nu mă dezic, e o calitate între ghilimele care, pe care mi-o asum, ce să fac. Da? Da. Deci, moșule, vezi cum stau lucrurile, da, în societatea noastră doresc. Minunată. Toată lumea vrea cadouri. Da, da, da. E perfect. Chiar dacă nu ar fi... Nu, eu spre deosebire de alții recunosc. Așa. Da? Dar ce vrei să fii ipocrită să spun că nu vreau? Da, bine. Deci vrei cadou. Ei scris tu o scrisoare moșului? Ai primit, moșule, vreo scrisoare de la mine? Foarte multe, foarte multe. Aia cu lista, aia lungă. Știe, oare, funcționează că... poșta extraordinar de aia bine. Aia cu cea mai lungă listă. Era, aia era mea. Făcută sul. Da, da, da. Cu vreo 18 pagini față vers. Da, da, e adevărat, e adevărat. Glumesc, eu nu vreau decât sănătate, atât. Că e mai bună decât toate. Decât toate, da. Și de ce nu în 2013 succes măcar așa să fie la fel cum a fost 2012. Eu aș fi foarte mulțumită. Pentru mine, pentru noi a fost un an foarte frumos, foarte bun. Nu știu dacă... Ați avut campanii electorale două, acum Crăciunul, Revelionul, da, aș zice că a fost un an fructuos. Pentru noi a fost în primul rând fructuos, pentru că am lansat albumul Of ce dor, ce chin, ce jale. Noi am avut pe plan profesional satisfacții mari și chiar am crescut foarte mult și le datorăm celor de acasă lucrul ăsta. Sigur. Pentru un artist asta e cea mai mare satisfacție. Pe lângă lucrurile materiale de care tocmai ai pomenit, nu ne plângem nici de asta, dar tot datorită publicului nostru. Se sigur că da. Eh, hai să intre cineva care o să vă lase cu gura căscată, la propriu, și anume un mare mentalist, un tip extraordinar. Îl cheamă Vlad Grigorescu și îl invit chiar acum să intre în studiourile Loop TV pentru demonstrații extraordinare. Bine ai venit, Vlade! Vlad, cred că vrea să-l uimească până și pe Moș Crăciun. Am venit să-l uimim pe Moș Crăciun. Vreau să vă arăt cum îmi fac eu încălzirea înainte de spectacole. Să vedeți cum își face un mentalist încălzirea. Pentru că, după cum știți, înainte de orice spectacol, cântăreții trebuie să-și încălzească vocea, dansatorii corpul. Eu trebuie să-mi încălzesc cei doi neuroni și vreau să fac asta acum, de față cu voi, ca să înțelegeți și voi cum își face un mentalist încălzirea.
Ideea că show-urile mele sunt interactive, așa că... Luis, te rog să-mi zici un număr de la 1 la 9, orice număr de la 1 la 9. Ah, credeam că e peste 12. Gen 1. Îți dau un exemplu. Un număr de la 1 la 9. Un număr de la 1 la 9, gen 1. 3. 3. 3 și Diana, te rog să ne spui și tu încă un număr de 6. La 1. 6. Ești sigură? Vrei să te răzgândești? E anul ăla cu 6, nu știu, am auzit eu ceva la zodii. Ceva, 3 și 6, da? Asta e un număr creat de voi... E foarte important, nu am regizat chestia asta, nu știați că o să vă pun să ziceți niște numere, corect? Corect? Corect. Vreți să vă răzgândiți, să schimbăm numărul ăsta? Nu, eu n-am știut. Okay. Da, eu aș vrea să mă răzgândesc. Te rog. 9. 9, uite, facem din 3 ăsta, facem 9, așa, da? Tu nu vrei să te răzgândești, Diana? Nu, eu rămân așa. 9, e bine așa, 96? Păcat. Poți să mă răzgândești și pentru numărul ei? Nu, nu, nu. Ok. Ideea e că eu o să completez schenarul ăsta, o să-l completez cât de repede pot eu și o să încerc să și vorbesc în timp ce-l completez. O să trec aici un 11, un 8, un 70 și 5 și un 2. Luis, are sens pentru tine ceva până acum? Uite, aici o să trec un 76, un 1, un 12 și un 7, trebuie să fie aici, un 4, un 77 și special pentru tine un 6 și un 9. Avem aici un 5, un 10, un 3 și aici trebuie să fie 70 și 8. Ăsta este un pătrat magic, e un termen matematic. Și dați-mi voie să vă arăt ce se întâmplă în acest pătrat magic. 11 cu 8, Luis? Eu ce? 11 cu 8. 11 plus 8. Să le adun sau să le scad? Să le adun. Cu? Va să zic că vrei 19, nu? 19. Bine așa. Cu 2, 21 și cu 75, 96. Nu de milă. Apreciez. Gata, repede să aplaudați. Nu. 76 cu 1, 77 cu 12 cu 7, 96, 4 cu 7, 7 cu 6 cu 9, 96, 5 cu 10, 15, 18 și cu 78, 96, dar asta nu este tot. Merge și cu coloanele, 11 cu 7, 6 cu 4 cu 5, 96, 8 cu 1 cu 7, 7 cu 10, 96, 75 cu 12 cu 6 cu 3, 96, 2 cu 7 cu 9 cu 78, 96, dar asta nu este tot. Merge și cu colțurile, 11 cu 2 cu 78 cu 5, 96 și asta nu este tot. Merge și cu diagonalele, 11 cu 1 cu 6 cu 78, 96, 2 cu 12 cu 77 cu 5, 96 și asta nu este tot. Și cu diagonalele mici, 8 cu 76 cu 9 cu 3, 96, 75 cu 7 cu 4 cu 10, 96, vreau să sune telefonul. De ce nu sună telefonul? Împărțim un 4, 11 cu 8 cu 76 cu 1, 96, 75 cu 2 cu 12 cu 7, 96, 4 cu 77 cu 5 cu 10, 96, 6 cu 9 cu 3 cu 78, 96 și asta nu e tot. Și pătratul din mijloc, 1 cu 12 cu 77 cu 6, 96, gata, mă încălzim. Da, e clar, se pricepe la adunări, altceva. Te-ai încălzit este acum. Este suficient. Te-ai încălzit, deci te pricep la adunări, e clar. Și am vrut să vă arăt. Și vă o să lase aici, poate acord, am vorbit puțin da, cam repede. Se adune mai departe, că e tânăr și are nevoie să acum. Ai încălzit ceva neuroni aia doi, adică. Cei doi sunt morți acum. Fac treabă aia. Nu mai am nici măcar. Au murit deja. Doi. Cine face? Doi am și au murit. Mă, bine, mai pierd după la jumătate, dar nu contează. Da. O să las aici, că probabil, poate oamenii vor să deruleze sau ceva, să verifice, pentru că nu ne crede nimeni. Nu ne crede nimeni. Da. Păi vină cu acela canapea. Hai să stăm de discuție. Ca să nu te mai las lângă acel tabel, dacă tot te-ai încălzit între timp. Da. Despre Moș Crăciun, poți să ne spui Moș Crăciun ceva anume? Cerei și tu, zici. Da, să ne dai și nou un autograf. Un autograf? Nu, eu credeam că vrei un cadou. E primul care în loc de cadou vrea doar un autograf. Cadou am primit de Moș Crăciun, pe la mine a fost. Bine, bună treaba a făcut Moșu. Iau eu cadou tău. Da, vreau să vă spun o poveste legată de Moș Crăciun. Da. Poate Moș Crăciun o știe. Eu. Apropo de că noi folosim trucuri și se zice că magicienii nu sunt magicieni, folosesc trucuri și așa. Există o poveste cu un copil care era la vârsta în care începea să nu mai creadă în Moș Crăciun. Pentru că colegii pe la școală îi spuneau că, știi, Moș Crăciun nu există, părinții acasă îi spuneau că există. Și într-o zi el a vrut, pentru că se ținea o paradă la ei în oraș, se ținea o paradă în care veneau tot felul de personaje de poveste și la sfârșit venea și Moș Crăciun. El a zis, tati, vreau să mă duc acolo, să mă uit eu de aproape, să văd dacă Moș Crăciun este real sau nu. Are barbă. Da. Și cum venea caravana, ei stăteau pe margine, el cu tatălui stătea în spate. Și când ajunge Moș Crăciun în dreptul lui, tatăl se dă puțin în spate, scoate din haină o hârtie pe care o despăturește și pe hârtie scrie Matei și o săgeată în jos și o ține deasupra capului copilului. Când trece Moș Crăciun, el zice, ho, 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 Crăciun fericit, Crăciun fericit, când vede hârtia, Crăciun fericit, Matei. Și pentru copil ăla a fost un miracol și asta este dovada clară că un truc pentru cineva poate deveni magie. Așa e, perfect adevărat. Autograful e undeva pe la mijloc, pe la mijloc. Ajunge, pe la mijloc. Cu mare
dragoste. Întâi dă cadourile și autografele la finele activității respective. Toată lumea cere cadouri, dar nimeni nu are un autograf de la Moș Crăciun. M-am gândit că e mult mai original așa. Da, acum tu dacă ești mentalist, ce vroiam neapărat să te întreb? Dacă tot ești în branșe cu un alt mentalist, căruia nu-i pomenesc numele, dar l-am văzut la un alt post de televiziune, și după ce a câștigat un concurs, toată presa l-a atacat spunând că de fapt alea sunt niște trucuri. Și păi normal că sunt niște trucuri, pentru că asta e meseria lui. Da. Adică un mentalist folosește niște trucuri. Și acum mă miram pentru că nu a înțeles cineva dintre cei care s-au uitat la televizor sau dintre cei care scriu în tabloide că de fapt erau niște trucuri. Păi sau l-o fi crezut telepat. Ori telekinetic. Da, nu a zis niciodată că știți, eu sunt paranormal sau ceva. Nu. Oamenii, presa, toată lumea a greșit. Nu. Ce a făcut el? Erau niște trucuri. Zici tu, au, ca să fii normal, să dovedesc că e normal. Au. Da, deci nu. Sunt noi mentaliștii, ca orice magician, că orice mentalist este și magician, pentru că creează niște efecte magice cumva. Folosește niște trucuri. Nu e nimeni în lumea asta care să poată citi gânduri, ca să poată să îndoaie metale cu puterea minții sau ceva de genul ăsta. Dar nu a spus niciodată chestia asta. Nu este? Eu uzi publicule, nu e nimeni care să îndoaie metale. Dar tipul ăla care... Asta spusă de un mentalist. E grav. E foarte grav. Dar până la urmă, ăsta e divertisment. Asta este meseria. Mentalistul, magicianul este un om care îndoaie cumva realitatea. Da. Acum, dacă tot vorbim atât despre Moș Crăciun și de faptul că el ne dă nouă mereu cadouri, am să-l rog pe Moș Crăciunul nostru, singurul adevărat, să meargă la videoul acolo, unde este locul domniei sale, deoarece noi vrem să-i facem un cadou moșului. Ai văzut? Exact invers. Invers, da? Da, moșule. Da, moșule, te rog. Te rog, moșule, să iei loc acolo. Te rog să iei loc acolo. Hai, moșule, că nu așteaptă cadoul, să știi. Da, moșul săracul, tot cu sacul în spinare, tot cu cadourile, tot să dea ceva, mai rar să ia ceva. Iată că în seara asta se schimbă puțin lucrurile. Și în scenă intră, dragii mei, Roxana Nemes. Dream my crib.
just about at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby forgot to mention one little thing. A ring. I don't mean on the phone, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Roxana, te rog, ia loc lângă noi aici. Mulțumim mult, Roxana. Iată o melodie asezonată, dacă putem spune așa. Special pentru voi, pentru seara de Crăciun, pentru toată lumea. Să ne simțim, cariera, nu? Ne-a arătat cariera, trebuia să ne facem moși. Moși trebuia să ne facem. Așa consider? Oh, asta e bine sau? E bine. În situația dată, adineauri, cred că e bine. Ia uite, ia uite ce a transpirat. No. Priviți-l! Da. Nu, filmat, e, nu e de la reflectoare, e de la... E pentru prima oară când aud pe cineva care vrea să fie în locul moșului. În general, toți ceilalți vor să fie în celălalt, în cealaltă postură, dar... Moșile, noi... moșile, vezi? Da. Mulți te invidează și tu. Ai moșile. Încălzit tare, da, de tot, draga moșului. O singură dată, pe an, da, e bine. Ne oprim puțin, dragii mei, și avem acum o pauză ușoară, minusculă de publicitate, după care ne întoarcem, poate luăm și noi niște cadouri, cine știe.